Dumnezeu a hotărât să cheme la el pe cel care a fost pastorul Marcel Codreanu, slujitor în Biserica Elim. Ca biserică și comunitate de credință, suntem îndurerați, iar rugăciunile noastre se îndreaptă spre familia dânsului, ca Dumnezeu să confere mângâierea sa. Vom putea fi alături de familia îndoliată la serviciul de priveghi, miercuri 22 iunie, ora 18, cât și la serviciul de mormântare, joi 23 iunie, ora 12. Ambele servicii vor avea loc în Biserica Elim. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Hrana Ta!